Acest program vă este oferit de Maurer Imobiliare. Pasiunea pentru natură o are de mic copil. După studii postuniversitare și bursă în străinătate, a hotărât să se dedice fitoterapiei. Pentru ca să aibă o imagine de ansamblu corectă, Tomai a terminat anul întâi la Facultatea de Medicină. Maria Mihăilă ne va povesti despre puterea vindecătoare a plantelor, despre drumul ei spre succes, în această seară de la ora 22 pe A7 TV, la emisiunea Știrea Cea Bună cu Cornel Dărvășan. Vă așteptăm alături de noi! Bun venit, doamnelor și domnilor, la Știrea Cea Bună, sunt Cornel Dărvășan. Mulți dintre noi, când eram copii, nu ne doream să dormim de amiază, pentru că ni se părea că doar micuții dorm de amiază. Ah, unde sunt acele vremuri? Vom începe cu un material realizat de colega noastră, Abi Sârbu, despre cât de benefic este un nap la amiază. Una dintre problemele secolului 21 este legată de insomnie. În fiecare zi avem de-a face cu tot felul de stimul care ne stresează, ne supără, ne enervează, iar la finalul zilei ajungem să nu mai putem să ne odihnim cum trebuie. Noaptea are și ea un număr limitat de ore, a doua zi trebuie să fim la locul de muncă și, uite așa, începem să dormim din ce în ce mai puțin. Iar lucrul acesta, conform unor cercetători, ne-ar putea micșora creierul. Cercetătorii sugerează că un somn scurt în timpul zilei poate menține sănătatea creierului pe măsură ce îmbătrânește, după ce au descoperit că siesta pare să fie asociată cu un volum mai mare al celui mai important organ. În timp ce cercetările anterioare au sugerat că somnul prelungit ar putea fi un simptom timpuriu al bolii Alzheimer, alte studii au arătat că un somn scurt poate îmbunătăți capacitatea de învățare a oamenilor. Acum, cercetătorii spun că au găsit dovezi care sugerează că somnul poate ajuta la protejarea împotriva micșorării creierului, un proces care apare odată cu vârsta. S-ar putea ca un somn scurt în timpul zilei să ajute la păstrarea volumului creierului și acesta este un lucru pozitiv, potențial pentru prevenirea demenței, a declarat dr. Victoria Gardfield, coautor al studiului, adăugând că cercetările anterioare au sugerat că o durată de până la 30 de minute ar putea fi benefică. E adevărat, când fiul cel mare era mai mic, am fost odată să-l adorm. Am stat cu el și am adormit eu înaintea lui. A ieșit afară pe stradă și l-a întrebat un vecin, unde te-ai cătul? La care el zice, mă adorme pe mine. Cam asta e treaba, dar dacă prindeți măcar un pic de somn, va fi foarte bine. Într-o altă ordine de idee, mai mult de 13.000 de joburi noi au fost scoase pe piață în luna iunie de angajatorii din retail, industria alimentară, horeca și turism, domeniile care au cea mai mare nevoie de personal pe timp de vară. Numărul se raportează la un total de 30.000 de locuri de muncă postate la nivel general de la începutul lunii iunie până acum, pentru toate domeniile. Potrivit datelor Salario, cumpărătorul salarial marca eJobs, mediile salariale înregistrate în aceste domenii variază între 3.000 și 3.500 de lei. Dar știți foarte bine că ori de câte ori mergem undeva, mai lăsăm un pic în plus, așa că tinerii pot să se descurce în vara aceasta dacă vor lucra în aceste domenii. Urmează rubrica Smile Moment. Am o imagine interesantă, sper să vă bucurați, să o facă măcar să zâmbiți. Televizorul este minunat, îți dă dureri de cap și îndată ce vine publicitatea, îți și spune ce tablete să iei. Apropo de tablete și de ce să luăm și ce să nu luăm, avem o invitată deosebită în această seară. Spunem cu toată inima bun venit Mariei Mihăilă. Bună seara, Maria, bine ai venit împreună seara. Cu noi. Bună mă bucur seara. Foarte mult că ești aici cu noi. Mulțumesc mult de invitație. Ce faci? Foarte bine, mulțumesc. Ia un loc. Ești bine? Foarte bine. Nu prea ai medicamente, am înțeles. Nu, mai mult suplimente, plante medicinale, ceaiuri, sucuri din legume și tot așa. Sucuri din legume, nu din fructe? Din fructe mai puțin. Fructele prefer să le mănânc integral pentru că ele conțin și multe fibre și ne ajută să nu depunem așa mult zaharurile pe care le conțin. Dar am legumele înțeles. Sunt excepționale pentru suc la storcător. Minunat, o să ne înveți astăzi mai multe lucruri pentru că
ai o viață foarte frumoasă și preocuparea ta principală este fitoterapia. Explică-ne puțin ce înseamnă termenul ăsta și apoi ne întoarcem la tine. Cum ai primit dragostea față de acest domeniu? Fitoterapia, în cuvinte simple, este studiul plantelor și cum folosim plantele ca să ameliorăm sau să prevenim anumite probleme de sănătate. Nu aș folosi neapărat cuvântul tratat, deși plantele au și această proprietate vindecătoare, pentru că, iată, de obicei când avem o problemă serioasă de sănătate, apelăm de cele mai multe ori la medicamente, pentru că ele sunt mai puternice și ne pot rezolva problema mai repede. Așa că rolul plantelor este acela de a fi adjuvante într-un tratament și, bineînțeles, rolul principal este acela de a preveni anumite afecțiuni, pentru că plantele sunt miraculoase, însă au nevoie de timp ca să acționeze. Și fito înseamnă plantă, iar terapie, terapia ce spune prin cuvântul? Plante. Exact, terapia prin plante. Mă bucur pentru că, uite, așa cum spuneam și în promo, tu ești o dovadă a echilibrului. Vrei să fii și cu plantele, dar vrei să știi și știința adevărată de carte, ești student la medicină. Ai intrat la medicină, ai terminat primul an. Felicitări! Mulțumesc! Până la această facultate de medicină a fost un drum destul de lung. Povestește-ne puțin despre tine. Mi-a plăcut tot timpul să studiez, așa cum spun frații mei, mai în glumă, mai în serios, și la 90 de ani probabil o să fii tot pe băncile facultății. Este o pasiune de a mea studiul și probabil și datorită faptului că una dintre surorile mele mai mari a stat cu mine când eram micuță și m-a ajutat să fac temele, m-a ajutat să fiu tot timpul bună la școală. Am participat și la Olimpiada de Matematică și la Olimpiadele de Șah când eram mică, pentru că ea mi-a insuflat acea disciplină de a persevera și de a învăța o materie, nu neapărat doar materiile care ne plac. Stăm și învățăm și cele care ne plac mai puțin, pentru că într-un final, dacă devenim buni la acea materie, o să vedem cum să ne placă. Deși șah ai studiat. Da, am fost și la concursurile de șah, eram împreună cu fratele meu David, eram pasionați de șah și concuram și acasă, nu doar atunci când făceam pregătire. Dacă știam asta, duceam aici să jucăm în direct. Să știi că nu am mai jucat de mult. Nu am mai jucat de mult timp, deci nu știu cât de bine mai știu să rog. Bineînțeles, regulile, da, dar... Am avut și o perioadă gravă cu șahul. Gravă, 7-8 ore pe zi jucam șah. Wow! Din cărți. Wow. În partidele marilor maestri, Kasparov, Karpov. De ce Kasparov am tot așa? De ce mă chinuia să înțeleg? Când pierdea un pion, ceda partida, mă chinuia să înțeleg. Doamne, noi nici dacă ne ia regina nu cedăm partida, mergem până la capăt. Bineînțeles, până la urmă am înțeles multe lucruri, dar m-am desprins de disciplina asta că mi se părea că începe să mă obsedeze. Și am renunțat, bine, așa din când în când mai joc, dar slab, nu mai sunt ce am fost odată. Asta e. Da, și am jucat doar în copilărie, după aceea încet, încet m-am dus mai mult spre jocurile, spre sport, să spun așa. Eram în echipa de handbal a liceului și eram foarte... Ce jucai? Handbal. Ce fel de post? Eram mai mult în apărare, pentru că nu aveam forță în brațe și atunci preferam să recuperez mingile și să le pasez colegelor mele care erau mai puternice fizic. Eram foarte firavă când eram mică, înaltă, dar firavă, și însă aveam brațele foarte lungi și recuperam orice minge și atunci făceam echipă bună împreună. Foarte interesant. Iată o traiectorie necunoscută. Șah, handbal. Dar totuși pasiunea ta rămân plantele sau așa rămâne este. Plantele. Cine ți-a insuflat această dragoste față de plante? Dragostea pentru plante mi-a insuflat-o în mod special bunica mea, care m-a și crescut până la vârsta de 3 ani și, bineînțeles, după aceea am avut o relație foarte, foarte apropiată cu ea. De ce ți-a crescut bunica până la 3 ani? Pentru că atunci când eram mică, la câteva luni, din nefericire a luat foc casa din cauza unei butelii. Când eram micuță nu era gaz curent, să spun, și foloseam butelii pentru a prepara mâncarea la bucătărie. Iar tatăl meu a vrut să instaleze această butelie și a luat foc. Eu eram în casă singură, într-un coș de paie, în sufragerie. Părinții mei erau pe afară, bineînțeles, la treburi. Și mama mea, în ultimul moment, și-a adus aminte că eu eram acolo și a intrat în flăcări să mă scoată. Din fericire, am fost bine și eu și ea. Însă casa a ars până la temelii, nu au putut salva
absolut nimic. Frații mei mai mari au rămas să dea o mână de ajutor pentru construcția casei, însă eu, pentru că eram ultima născută, a trebuit să merg la bunica mea în Râmnicu Vâlcea și am crescut până la vârsta de 3 ani, când părinții mei au reușit, bineînțeles și cu ajutorul lui Dumnezeu și ajutorul prietenilor, să ridice casa în care locuiesc și astăzi. Deci, practic, tu ești o minune. Da, da, și uite, ca să mai vorbesc puțin de o minune despre care nu ți-am povestit, este cumva prima dată când vorbesc despre acest lucru. Când mama mea era însărcinată cu mine, a venit un înger și i-a spus să-mi pună numele Maria. Iar mama mea nu a vrut, pentru că și pe ea o cheamă Maria, iar mama mea are o viziune destul de modernă, să spun, asupra lucrurilor. No, este foarte credincioasă. Cu numele fetei, cum ești. Exact, și mama mea a spus nu, pentru că eu niciodată nu am fost de acord să se pună numele din tată în fiu, din mamă în fică. Eu vreau să-i pun numele Mihaela. Pentru că mama mea avea o prietenă foarte bună pe care o chema Mihaela și îi plăcea foarte mult acest nume. Și îngerul, a venit îngerul un vis sau cum? Da, mama mea spune că a fost un vis pe care ea nu-l consideră neapărat un vis, pentru că a fost foarte real, foarte real, exact. Și atunci acel înger i-a spus, ok, dacă vrei să ai acest copil, pune-i ce nume vrei tu, dar pune-i și numele Maria, pentru că acest copil trebuie să se nască cu numele Maria. Și mama mea a zis, bine, ok, pun numele Maria Mihaela. Dar până la urmă, când m-am născut, bineînțeles, mama mea mi-a pus doar numele Maria și a fost, bineînțeles, insuflată de acest înger și a crezut foarte mult în această experiență. Ce semnificație crezi că poate să aibă lucrul acesta? Semnificația pe care poate să aibă numele cu siguranță este una revelatoare pentru mama mea, care era la un început de drum, pentru că l-a cunoscut pe tatăl meu după un divorț, avea deja 3 copii, iar tatăl meu avea 5 copii, era un drum foarte greu, a rămas însărcinată și eu urmam să vin pe lume, iar ea se simțea foarte copleșită de această situație, pentru că nu este ușor să ai 3 copii micuți și să intri într-o relație cu cineva care are 5 copii, cel mai micuț avea doar 2 ani și și-a asumat această responsabilitate, a rămas însărcinată, bineînțeles, era foarte bucuroasă, însă fiind o fire destul de firavă și s-a simțit copleșită, iar apariția acestui înger, cred că a îndrumat-o și a fost pentru ea încurajare că este pe drumul cel bun. Eu așa am simțit și, bineînțeles, că a simțit că eu sunt o binecuvântare venind în noua familie pentru a întregi cumva cele două familii rănite de... Așa, ce așa interesant. Am simțit. Deci, practic, sunteți câți frați adunați? În total, acum suntem 12, 6 fete, 6 băieți. Terminat. Da, da, da. Foarte frumos. Familie mare. Foarte mare, da, foarte mare. A fost foarte frumos, copilăria a fost extrem de frumoasă și am avut foarte multe binecuvântări. Am avut de învățat unul de la celălalt, pentru că tot timpul într-o familie mare te compari cu fratele mai mare, vrei să crești, să fii ca el și atunci, având la cine să te raportezi, ai și de unde învăța, pentru că poate părinții sunt ocupați uneori și nu-ți pot oferi neapărat foarte multe exemple sau foarte mult timp, atunci te raportezi la frați și alegi și culegi ce ți se pare mai bine, așa că eu cred că lucrul acesta ne-a dezvoltat foarte mult și creativitatea, pentru că fiecare dintre noi am fost foarte creativ și ne-am ales meserile pe care le avem în prezent din pasiune. Se întoarce la bunica ta, pentru că te-am întrerupt cerându-ți detalii. Deci bunica ta ți-a insuflat dragostea pentru plante. Cum? În ce mod? Bunica mea era o persoană care pentru orice problemă de sănătate venea cu câte un leac. Fie că era vorba despre banalul mușețel, banalul, bineînțeles, cu ghilimelele de rigoare, fie că era vorba de niște preparate pe care reușea să le facă în casă, ea tot timpul avea un leac pentru fiecare. Și atunci erau, în ziua de astăzi, cu siguranță, sunt mult mai multe probleme de sănătate cu care ne confruntăm cu toții, însă știu că de mic copil, atunci când... De exemplu, o vecină avea un neg la mână, bunica mea mergea repede și lua puțină rostopască, o rupea și sucul acela seva din planta rostopască o punea pe neg și prin minune acel neg, aplicând repetat acest leac, dispărea. Iar pentru mine mi se părea această lume fascinantă și mi se păreau niște leacuri magice, pentru că efectiv negul era și aplicând leac, dispărea. Și pentru un copil era ceva uimitor.
ușor cum poate o plantă să facă o minune de genul acesta. Bineînțeles că problemele de sănătate și în familie, fiind foarte mulți, erau destul de multe, pentru că era suficient să luăm un streptococ, să avem probleme cu amigdalele, de exemplu, și se muta de la, se muta de la unul la altul și atunci mama mea era destul de conștiincioasă. Mergeam cu noi și la medic și țin minte că eram terorizată de câte analize ne făcea mama mea, dar tot timpul în podul casei erau extrem de multe plante, pentru că ea și mama mea și bunica, dar și mama mea completa tratamentul pe care ni-l dădea medicul cu aceste plante medicinale. Ce plante aveați în pod? În primul și în primul rând sunătoare. Sunătoarea nu lipsea niciodată. Am imaginea aceea cu smocurile de sunătoare galben atârnate la strașină. Acum, dă-ne și niște lecții importante, te rog, dacă tot ne zici despre sunătoare, despre altele. Cu ce se ocupă sunătoare? La ce e bună sunătoare? Ce ai eu de sunătoare? Sunătoarea este planta care este excepțională pentru sistemul nervos, pentru că relaxează și ne dă o stare de bine, dar aș vrea să spun ce contraindicații are această plantă, pentru că lumea consideră o plantă destul de mai puțin puternică decât alte plante și poate nu se duc cu gândul că această plantă în combinație cu medicamentele poate să aibă un efect advers extrem de puternic. Ce facem mai exact? Potențează efectul medicamentelor, spun cercetătorii, de până la 10 ori. Adică dacă luăm o banală aspirină și o bem împreună cu o cană de ceai de sunătoare, există riscul ca acea aspirină să creeze o toxicitate, tocmai pentru că sunătoarea o potențează foarte, foarte mult. Bineînțeles, nu este o regulă generală valabilă. Deci nu se beau medicamentele cu ceaiuri în general? În niciun caz, da. Medicamentele nu se beau cu ceaiuri, nici măcar suplimentele recomand să nu le bem cu ceaiuri, pentru că nu știm cum interferează între ele. Bineînțeles că dacă un fitoterapeut ne spune să bem un ceai cu un anumit supliment, știe de ce ne spune acest lucru, însă singuri acasă este bine ca fiecare supliment pe care îl înghițim să-l înghițim separat, pentru că orice interacțiune poate să creeze un efect advers. Și ce efect advers ar zice ai care sunătoarea? Ăsta cu potențarea Exact. Mai creează fotosensibilitate, așa că vara este bine să bem sunătoare doar seara. Pentru că dacă sunt persoane care sunt extrem de sensibile, în combinație cu razele soarelui, băut acest ceai poate crea, poate declanșa o hiperpigmentație a pielii, care de obicei este inestetică, mai ales pentru doamne. Așa, ca să spunem puțin și de partea estetică. Sunătoare, alte plante. Ce mai aveam în pod, îmi amintesc, era coada șoricelului, pe care mama mea o folosea foarte des pentru a face băi din plante. Aveam o cadă în curte și mama mea fierbea acest ceai pe care îl turna în cadea respectivă, diluându-l, bineînțeles, nu era un ceai concentrat, și ne scufunda și pe noi în această baie de plante și, bineînțeles, că la final stătea și ea, pentru că și ea avea nevoie să-și încarce bateriile și să beneficieze de minunea și plantelor. Și ce beneficii are coada șoricelului? Coada șoricelului, atunci când făcea această baie de plante, combina mai multe plante, însă nu lipsea niciodată coada șoricelului, pentru că această plantă este extrem de benefică pentru sistemul gastrointestinal și este planta prin excelență dedicată femeilor, ajută la reglare hormonală și cred că n-ar trebui să lipsească ceaiul de coada șoricelului din casa niciunei femei, pentru că reglează foarte mult estrogenul în organism. O întrebare foarte grea, dar vreau să ne răspunzi onest la această întrebare, așa cum răspunzi de fiecare dată. Noi întâlnim aceste plante, în general, la magazinele tip La Far, există chiar și în farmacie acum. Ce există acolo? Este planta autentică sau e un business deja cu tot felul de amestecături? Chiar dimineața scriam un articol de ce este necesar să luăm suplimente și una dintre întrebările la care am răspuns este cât de naturale sunt suplimentele alimentare. Vreau să spun că un simplu fapt că un supliment alimentar se află într-un magazin naturist nu conferă acelui supliment naturalețe. Asta înseamnă că majoritatea suplimentelor pe
care le găsim într-un magazin de specialitate nu sunt naturale. Au în compoziție substanțe de sinteză, iar dacă învățăm să citim o etichetă, o să ne dăm seama că sub eticheta inițială, sub care se scrie foarte mare natural, observăm că 90%, de cele mai multe ori 90% din ingrediente sunt de sinteză. De ce? Așa cum ai spus tu, este un foarte mare business în spate și este mult mai ușor și mult mai ieftin să produci un supliment de sinteză decât să-l produci natural. De ce acest lucru? Pentru că substanța naturală se extrage foarte greu din plantă și se standardizează foarte greu. Adică este sensibilă în anumite condiții. Bun, asta la suplimente, dar cu privire la ierburi, mușețel, mentă, tei, sunătoare... Ceaiurile acestea din... Da, ceaiurile de obicei, dacă vedem planta și nu sunt puse într-un pliculeț, eu spun că sunt genuine. Autentic. Sunt autentice, însă și aici contează foarte, foarte mult dacă planta a fost cultivată sau a fost recoltată din mediul ei natural. Pentru că, de exemplu, dacă plantăm, să spun, sunătoare sau plantăm... nu știu, coada șoricelului, tot am vorbit despre aceste două plante, și îl comparăm cu o plantă culeasă de la munte, observăm că proprietățile acelei plante sunt diferite. Bineînțeles că nu se schimbă total, pentru că este vorba de aceeași plantă, însă substanțele active sunt mult, mult mai puține în planta de cultură decât în planta pe care o găsim în natură, în mediul ei natural, în care a trebuit să se dezvolte și a trebuit să-și dezvolte anumite proprietăți ca să reziste în acel mediu. Și acele proprietăți pe care le rezistă vine la pachet cu o sumedenie de antioxidanți naturali, de care, bineînțeles, putem beneficia și noi dacă folosim acea plantă sălbatică. Da, deci e bine de la munte, de la Maramureș. Am auzit că Maramureș e o zonă foarte... Da, și într-adevăr bună. Zonele mai puțin poluate, bineînțeles, pentru că poate noi mergem la munte și vedem că este o zonă frumoasă, verde, dar oricum nu putem să eliminăm în totalitate poluarea, pentru că, bineînțeles, norii circulă, e suficient să plouă și să stropească cu poluare acea plantă, însă, bineînțeles, cum îmi place mie să spun, nu putem trăi într-un bol de sticlă, suntem interconectați cu natura într-o lume industrializată, așa că putem să ne raportăm la ce ne-a rămas bun în această lume și, bineînțeles, că putem să fim sănătoși și astăzi dacă știm ce să folosim. Acum, industria în România a mai scăzut în intensitate, erau pe vremuri combinate chimice, tot felul de substanțe deversate în râuri, în atmosferă. Pe de o parte e foarte rău că noi avem industrie, pe de altă parte foarte bine că, iată, natura se mai regenerează. Așa. Ne întoarcem la podul casei tale. Ce mai era acolo? Nu lipsea teiul. Teiul era preferatul bunicii mele. Chiar acum, relativ recent, căutam un parfum natural din tei, pentru că efectiv iubea atât de mult acest parfum încât era cel mai frumos cadou pentru ea. Și teiul de obicei îl uscam în casă, tocmai pentru a beneficia și de miros, nu neapărat în podul casei, ci în casă pe un dulap înalt, unde țin minte că tot timpul aveam și gutui și frunze de gutui, pentru că, iată, și gutuiul este un pom fructifer extrem de benefic pentru sistemul gastric. Gutuia o folosesc și în prezent, sunt și nutriționist și o folosesc de cele mai multe ori când persoanele au probleme gastrice. Se poate folosi sub formă crudă sau sub formă de compot, bineînțeles fără zahăr, sau coapte, o punem la cuptor și o coacem. Este compot de gutui fără zahăr? Îl facem în casă, trebuie să-l facem în casă, da. Cum îl faci? Fierbem gutuia, pur și simplu în apă, și punem puțină miere. Vrem puțin mai acrișor, punem după ce l-am fiert, bineînțeles, nu de la început, ca să nu schimbăm proprietățile mierii. Și nu se strică. Nu, absolut deloc, absolut deloc. Este foarte bun. Cum facem gutui de prune, cum facem compot de prune sau de mere, putem să facem compot de gutuie. Ceea ce voiam să spun este că pansează stomacul, reface mucoasa gastrică și este excepțional pentru persoanele care suferă de ulcer gastric, de gastrite sau de diferite afecțiuni ale stomacului. Deci teiul ce proprietate are? Teiul este similar cu sunătoarea, are aceleași proprietăți de relaxare. E mai bun un pic ceaiul de tei. Și mierea de tei este senzațional. Exact. Ceaiul de tei cu miere de tei este ceva excepțional, o delicatesă pe care o putem folosi seara
și ne ajută foarte mult la somn, pentru că, iată, și mierea are proprietatea de a ne relaxa și de a ne induce un somn bun. Bineînțeles, nu folosim cantitate mare, pentru că mierea ne poate energiza seara, dar în cantitate, o linguriță într-o cană cu ceai nu foarte fierbinte ne poate ajuta să avem un somn odihnitor, pentru că tocmai vorbisei de somn, într-adevăr este o problemă foarte serioasă și foarte multe persoane se confruntă în ziua de astăzi cu această problemă. Eram student și vizitam un preot din București pentru licență. Aveam o lucrare, necesita călăuzirea unui preot, anumite cărți, și am ajuns într-o zi pe la ora 1 după amiază și a venit o doamnă și mi-a zis: părintele doarme până la ora 2. Mamă, așa m-am șocat și am zis: doamne, ce viață, doamne. Dar până la urmă eu aș tânji după astfel de viață, să pot să dorm o oră la amiază. Este extraordinar, extraordinar. Nu prea ne permite mulți dintre noi lucrul ăsta. Așa este, este un lux, dar mai degrabă este o investiție în sănătatea noastră, pentru că sunt foarte multe studii făcute pe acest subiect și neuronii noștri se pot reface în acea oră în care îi lăsăm să se refacă. Însă trebuie să avem un somn profund. Asta este foarte greu, mai ales în cursul zilei, când probabil în mintea noastră sunt foarte multe probleme și suntem stresați pentru că trebuie să alergăm și să rezolvăm lucruri. Însă, dacă reușim să facem această pauză în cursul zilei, sunt studii și se spune că randamentul la locul de muncă este mult mai mare. Cred că japonezii sunt experți și au foarte multe studii pe partea aceasta. La birou chiar au anumite zone în care pot dormi și au făcut studii și au observat că cei care dorm într-adevăr la prânz au un randament mult mai mare la locul de muncă. Cred că te-am mai întrebat și într-o emisiune anterioară, dar te mai întreb o dată astăzi, pentru că e foarte important. Am 14 zile de când m-am lăsat de zahăr. De tot ce știu care e zahăr. De tot ce știu care e zahăr. Am încălcat o singură dată din greșeală. Nu mi-am dat seama că produsul are zahăr. Deși dacă stăteam să mă gândesc mai bine, așa. Și nu sufăr. Că nu mi-au plăcut prăjiturile, mi le-am setat de mult, că nu. Însă am auzit foarte mulți nutriționiști și pe foarte mulți dintre specialiști, medici, așa mai departe, cum că, de fapt, nu există deosebire între zahăr și miere și că se ridică glicemia oricum și la miere și că nu e indicat și că nu știu ce. Care este realitatea? Realitatea este că mierea nu se poate compara niciodată cu zahărul, dacă mă întrebi pe mine, pentru că mierea are 1.000.000 de proprietăți pozitive, în schimb ce zahărul nu are nici măcar una. Așa că pornim din start cu două alimente pe care nu le putem compara, tocmai pentru că ele sunt la poluri opuse. Mierea conține nu doar carbohidrați, pentru că probabil ei se referă la acele glucide concentrate, dar mierea conține foarte, foarte multe vitamine și minerale pe care organismul nostru le folosește tocmai pentru a echilibra acest aport crescut de glucide. Așa că nu știu, personal nu știu pe nimeni, în 5 ani de activitate la cabinet, nu am văzut nici măcar o persoană care să sufere dacă mănâncă o cantitate moderată de miere. În schimb, am văzut toate persoanele pe care le-am cunoscut suferind de pe urma zahărului. Bineînțeles, trebuie ca mierea să fie de o calitate excepțională, pentru că de cele mai multe ori, mierea pe care o găsim și o punem, de obicei, are foarte mult zahăr în compoziție, pentru că albinele sunt hrănite cu zahăr sau cu anumite siropuri și iată, contează foarte, foarte mult calitatea. Și eu consum miere la orice ora zilei, chiar și seara, și nu am absolut nicio problemă. Avem nevoie de glucide. Creierul nostru funcționează 99% cu carbohidrați. Așa că eu, atunci când studiam, abia am trecut prin sesiune, aveam un borcan cu miere și cu nuci pe masă și mâncam în continuu din el, pentru că creierul meu avea nevoie de combustibil. Bineînțeles, nu se compara cu o ciocolată cu plină de zahăr. Am trecut cu foarte bine, da, am fost surprinsă și eu. Am luat un singur 8, restul numai 9 și 10. Wow, și am fost foarte frumos. Da, chiar am fost uimită că am reușit. M-ai convins să
Dacă aș mânca ceva dulce, mănânc ceva așa cu miere, frumos, nucă cu miere, dar asta e periculos, că și îngrașă până la urmă, dacă mănânci multă. Cantitatea, asta voiam să spun, cantitatea. Noi avem probleme cu cantitatea unii dintre noi ăștia care suntem cu gușă. Avem un pic probleme cu cantitatea. Aceleași dezbatere este referitoare și la fructe. Foarte mulți acuză fructele, însă fructele sunt excepționale. Nimic în natură nu ne poate aduce un aport mai mare de vitamine decât fructele. Bineînțeles, și aici trebuie să luăm fructe de calitate, să nu fie stropite, să nu conțină pesticide. Ce mănânci acum, fructe, spre exemplu? Mie îmi place foarte, foarte mult să mănânc în această perioadă și am văzut că chiar aici, în curtea, în curtea sediului, aveți dude. Așa că de câte ori vin la emisiune, mă opresc și la câte un dud. Dar ai mâncat albe, că nu se vede. Acum am fost pe grabă. Acum am fost pe grabă și n-am zăbovit sub un dud. Însă, dudele negre sunt extrem de antioxidante. S-au făcut studii și s-a constatat că sunt chiar mai antioxidante decât afinele. Iar o surpriză pentru mine a fost să constat că prunele au un scor ORAC, acest scor ORAC ne arată cantitatea de antioxidanți din fructe. Prunele sunt mai antioxidante și ele decât afinele. Așa că eu când merg la fratele meu la Curtea de Argeș și are o grădină și are și doi duzi mari, negri, pentru că dudele negre sunt mai antioxidante decât cele albe, îmi fac un depozit, pun în caserole aceste dude și le păstrez la congelator și le folosesc în smoothie, de obicei punând, bineînțeles, și afine, zmeu, sau nu combin mai mult de trei fructe. Deja am lăsat gura apă cu niște dude. Da, și putem face și înghețată cu ele. Dacă avem un blender puternic, putem să facem o înghețată excepțională. Facem salturi, așa cum ne-ai făcut în ultima emisiune. Facem salturi în timp, întoarcem la podul casei tale. Mama și bunica ta erau pasionate de plante, vă făceau provizii peste iarnă, de ceaiuri, de plante, de spusunătoare, tei, gutui, aveați... Ce plante mai folosiți? Ce nu ne lipsea niciodată din podul casei era usturoiul. Usturoiul împletit pe niște funii de către bunica mea, pentru că bunica mea locuia în Vâlcea, dar noi locuind în Curtea de Argeș, fiind foarte aproape, de cele mai multe ori venea și ne dădea o mână de ajutor la grădină sau cu animalele și stătea destul de mult timp și cu noi și îmi amintesc că nu ne lipsea niciodată ceapa, dar și usturoiul, în mod special usturoiul, pentru că bunica mea era o foarte mare amatoare de usturoi. Noi de multe ori glumeam și spuneam că bunica ar fi fost în stare să mănânce și desertul cu usturoi. Și ne-a insuflat și nouă acest obicei extrem de benefic, pentru că usturoiul, așa cum știm cu toți, este antibiotic natural și consumat. Uite, vreau să te învăț și eu pe tine în seara asta ceva. Da. Știi cu ce trece 100% mirosul de usturoi? Cu pătrunjel. Da? Știu că dacă mănânci pătrunjel după, trece, nu știu dacă 100%, dar... Cu ceapă. Da. Am luat întrebarea în serios. Da, pătrunjelul merge, dar tot mai simți ceva pe acolo. Dar probabil că nu, halena nu se simte așa de tare. Bun, prinsă de pasiunea plantelor de mică, până la urmă ai avut școală. Unde ai făcut școală? Am terminat liceul în Curtea de Argeș, însă la un moment dat, în perioada adolescenței, aveam 14 sau 15 ani, am avut o perioadă de revoltă ca orice adolescent și am spus eu nu vreau să mai stau acasă, mie nu mai îmi place în Curtea de Argeș și eu vreau să mă duc la un liceu în Pitești. Pitești fiind orașul, bineînțeles, la 30, destul de aproape, dar totuși era un alt oraș. Și părinții mei nu au fost de acord, mi-au spus ok, tu dacă pleci, noi nu te putem ajuta pentru că efectiv suntem mulți în familie, nu te putem întreține pe tine acolo în Pitești și am zis ok, eu să mă descurc singură și am plecat, cumva ca fiul risipitor, dar scopul meu era acela de a face și un liceu cu profil sanitar, pentru că obiectivul meu era să dau la facultatea de medicină. Încă de la 14 ani mi-ar fi plăcut să fiu medic și am ajuns în Pitești la un liceu cu profil sanitar. Am reușit să mă întrețin din... Cum?
efectiv cumpăram haine cu banii puțini de la un târg de haine second hand și din Curtea de Argeș și le vindeam în Pitești. În Pitești oamenii aveau mai mulți bani și știam oarecum brandurile și deja începusem să înțeleg hainele pe care le doresc colegele mele la liceu și vreau să spun că am reușit să mă întrețin destul de bine. A fost o metodă pe care am văzut că funcționează și pur și simplu făceam un fel de troc. Și mai făceam și aranjamente florale. Sunt foarte pasionată de flori și participam, de exemplu, la Sinfonia Lalelelor din Pitești. Aveam un stand, făceam aceste aranjamente florale împreună cu o prietenă și oamenii le apreciau foarte mult pentru că atunci, când eram eu micuță, nu existau mall-urile pline de cadouri și le cumpărau pentru a le face cadou persoanelor dragi. Și ai terminat liceul în felul ăsta? Nu, am stat doar un an, pentru că părinții mei m-au rugat să mă întorc acasă, era greu, iar tot timpul mama mea era preocupată că eu eram acolo singură și m-am întors acasă și am urmat colegiul din Curtea de Argeș, care este un colegiu extrem de bun, bineînțeles și cel din Pitești era un liceu bun, însă am învățat foarte multe și în acel an, am învățat fizică și chimie, care vreau să spun că m-au ajutat chiar și acum la facultate, din primul anul de liceu. Eu mi-am adus aminte fizica și principiile fizicii. Mamă, ce tare! Da, și am fost surprinsă că mi-a rămas această pasiune pentru a studia și materiile acestea mai exacte, deși în Curtea de Argeș, la liceu, am urmat un liceu filologic. Așa că o paranteză, am terminat liceul acolo și am venit în București, am dat admitere la mai multe facultăți și am intrat la SNSPA, am obținut o bursă, pentru că scopul era să nu plătesc facultatea, având în vedere că situația financiară a familiei mele era una destul de delicată. Am obținut o bursă și am terminat această facultate la SNSPA. Imediat cum am terminat-o, am aplicat pentru o bursă de studiu în Florența, pentru că știam limba italiană, câțiva frați de-ai mei locuiau în Italia, iar în vacanțe mergeam pe la ei și am reușit să învăț foarte bine limba italiană. Și am aplicat la această bursă în Florența. A trebuit să merg personal pentru că examenul era și scris și oral și din fericire n-am trecut cu brio și am primit o bursă de studiu pentru 3 ani. Am făcut un master în comunicare în Florența, în limba italiană și bursa m-a ajutat foarte mult nu doar să învăț, dar și să reușesc să văd o altă lume. Am călătorit pentru că acea sumă de bani îmi permitea nu doar ca să acopăr costurile masterului, dar și să trăiesc o viață destul de bună. Era o bursă destul de bună pentru studenții străini. Și plantele? Plantele le-am lăsat deoparte, însă în lumea plantelor m-a adus o problemă de sănătate pe care ea nu i-am găsit rezolvare în medicina clasică. Mă simțeam foarte rău, eram epuizată și leșinam foarte des. Și bineînțeles că am început să mă stresez. După terminarea studiilor în Florența, ca o mică paranteză, am fost... Nu pare așa că ai leșinat des. Atunci eram foarte firavă, dar ce m-a dus la această extenuare a fost faptul că am lucrat în Roma ca și consultant politic, pentru că facultatea de masterul acesta în comunicare și marketing... Au deschis diferite uși. Exact. Și domnul profesor cu care am făcut și disertația, pentru că am luat o notă foarte bună, a spus, ok, nu ai vrea să vii în staful de campanie al primarului Romei, pentru că avem nevoie de persoane care să ne ajute. Și am zis, da, eu era o oportunitate de a avea un nou job, un job după finalizarea masterului. Și am ajuns în Roma, iar acest job a fost foarte solicitant, pentru că atunci când ești în staful de campanie, trebuie să muncești zi și noapte, pentru că lucrurile se petrec foarte repede, iar cei mai micuți ca și noi, cum eram eu, trebuia să facă o muncă, să depună un efort suplimentar și să facă o muncă și să scrie discursuri. Pentru mine era foarte greu, pentru că trebuia să le scriu în limba italiană, iar nu era limba mea maternă, și atunci munceam mai mult ca să fiu la un nivel, bineînțeles să nu dezamăgesc profesorul care pur și simplu îmi dăduse încredere că pot să reușesc, iată, într-o țară străină. Și epuizare, leșin. Epuizare, exact, leșin. Ce putem mânca în Italia? Pizza, paste, pentru că eram pe grabă și leșinam foarte des. Nu, a trebuit, după campanie, am și câștigat campania cu domnul profesor. A câștigat alegerile. Exact. Candidatul nostru a câștigat alegerile și am fost foarte bucuroși. Însă, iată că starea mea de sănătate se deteriora foarte repede. Eram foarte, foarte slabă la 1,71 m de înălțime. Aveam
49 de kilograme și începusem să mă preocup pentru că efectiv nu puteam nici să mai lucrez în starea respectivă. Am hotărât să mă întorc acasă, în România, și întorcându-mă acasă am început să fac investigații, am făcut foarte multe analize de sânge, însă nimic nu era totul era în regulă în analizele de sânge, nu se vedea absolut nicio problemă. Toate analizele erau parametri normali. Timp de aproximativ 6-7 luni am făcut investigații de acest fel. Am stat cam 3 luni în casă pentru că efectiv nu știam ce să fac și cum să-mi îmbunătățesc starea de sănătate. Bineînțeles că am apelat și la plante, însă nu am văzut o îmbunătățire semnificativă pentru că atunci când vrei să rezolvi o problemă de sănătate, trebuie în primul rând să știi care este acea problemă de sănătate. Și așa am aflat de un master de nutriție, dura un an și era un program foarte intens de un an de zile și am decis să mă înscriu la acel master. În România era un master acreditat, recunoscut de ambele ministere, Ministerul Învățământului și Ministerul Muncii, și am zis ok, am studiat atât, mai studiez și vreau să aflu cum mă pot ajuta, pentru că simțeam că este o problemă gastrică. De obicei organismul ne dă semnale chiar dacă nu știm să le deslușim 100%. Și am ajuns la acest master și am aflat foarte multe informații și mi s-a deschis iar o lume de care oricum eram pasionată și am avut o doamnă profesor extrem de bună și foarte bine instruită, era profesor doctor în nutriție și acolo am depistat de fapt care era problema mea. Sufeream de boala celiacă. Boala celiacă înseamnă o alergie extrem de puternică la gluten. Și mergând pe firul logic, mi-am dat seama că atunci când eram în Roma, mâncam foarte multe făinoase. Preponderent, alimentația mea era compusă din făinoase. Și, într-adevăr, eliminând glutenul complet din alimentație, am început să-mi revin. Bineînțeles, doamna profesor mi-a dat și o schemă de suplimente. Țin minte că erau 20 de suplimente pe această listă și eram foarte șocată. Cum să înghiți 20 de suplimente pe zi? Însă, simțindu-mă foarte rău și dorind să-mi recapă sănătatea, am zis, da, e doamna profesor, am încredere în ea, le iau așa cum mi le-a recomandat și vreau să spun că nu doar am învățat extrem de multe, dar am avut posibilitatea să experimentez efectul benefic chiar pe pielea mea. Și o pizza Napoli, o paste cu pomodoro și tartufe, nu? Acum vreau să spun că am făcut o pauză de 6-7 ani, în care nu am mâncat gluten. Și acum pot să mănânc pentru că organismul s-a regenerat. De obicei, medicina clasică spune că boala celiacă nu se poate trata. Iată că sunt o dovadă a faptului că am reușit, bineînțeles și cu ajutorul profesorilor și ajutorul specialiștilor în domeniu, să scap de această povară, pentru că este infernal să nu poți mânca gluten, pentru că glutenul există în extrem de multe alimente. Lista alimentelor fără gluten este foarte restrictivă. Nu doar făinoasele conțin gluten, și celelalte alimente pot conține urme de gluten. Iar dacă o persoană are boala celiacă, orice urmă de gluten poate declanșa o reacție alergică. Iar deci iată, ești bine acum. Acum sunt foarte bine. Poți să mănânci o pizza Napoli? Poți să mănânc, nu mănânc niciodată pizza întreagă, pentru că vreau să previn, dar dacă e micuță, da, dar sunt destul de precaută și atunci prefer să împart pizza atunci când o comand. Am înțeles. Și te-ai întors în România la master, ai învățat multe lucruri și ai hotărât să dai și la medicină. Da, după ce am făcut acest master cu doamna profesor, am făcut mai multe specializări în medicina complementară, majoritatea dintre ele în Germania. Am studiat, am dat peste o altă doamnă profesor excepțională de origine din România, așa că am fost norocoasă pentru că germana nu o cunosc și am fost norocoasă pentru că dânsa m-a instruit în acest domeniu al fitoterapiei. Am făcut mai multe specializări acreditate în Germania la una dintre universitățile cele mai mari din sediu și în Germania și în Elveția și acolo am învățat cum să combin medicamentele cu plantele, deși nu eram un medic, a trebuit să învăț unde putem completa tratamentul medicamentos, pentru că, iată, în Germania, medicina complementară și medicina clasică sunt împreună integrate chiar și în spitale și am avut ocazia să învăț chiar și într-un mediu spitalicesc, să spun așa. După un an de medicină, ce simți?
Da, am făcut și un an de medicină. Am intrat la medicină, așa, era dorința mea de a face și medicina, bineînțeles, însă m-am împins de la spate o prietenă foarte bună care este medic. Astăzi este ziua ei. Și da, mai târziu merg să vizitez. Doamna doctor Diana Mihai este excepțională. Este mai mică decât mine de vârstă, însă deja este un doctor de excepție. Și m-am împins de la spate și mi-a spus: haide, fă și tu medicina, pentru că este păcat că știi atât de multe informații și totuși medicii nu te consideră în lumea lor. Eu oricum colaboram cu medici și atunci era cumva o colaborare bună, dar nu neapărat de la egal la egal, așa cum o vedeau mulți dintre ei. Și ea m-a încurajat, mi-a găsit inclusiv un profesor care să mă pregătească pentru admitere și în 2 luni am reușit să trec, să parcurg toată materia și am reușit să intru la Facultatea de Medicină. Iar acum, după un an, pot să spun că este una dintre cele mai mari satisfacții ale mele, pentru că îmi place foarte mult ce învăț acolo și deja pot să pun în practică la cabinet chiar și informațiile pe care le-am obținut în acest an de medicină. Ne apropiem cu pași repede de încheierea emisiunii, Maria. A fost o încântare să te ascult. Spune-mi, te rog, ca o concluzie pentru noi, cei care la prima durere de cap luăm o pastilă, la durere de spate repede o pastilă. Ce ne poți spune despre stilul de viață, despre puterea aceasta regeneratoare a plantelor? De ce ar trebui să ținem cont? În primul și în primul rând, când vrem să folosim plantele eficient, este bine să le folosim pe termen lung, să nu așteptăm miracole peste noapte. Plantele fac într-adevăr miracole, dar trebuie să le acordăm timp. Dacă avem o problemă gravă de sănătate, nu putem să ne bazăm doar pe plante, din simplu fapt că nu avem timp. Apelăm întâi la medic și apoi ne întoarcem la plante, completăm probabil cu ajutorul unui fitoterapeut, dacă reușim, schema de tratament pe care ne-o dă medicul, dar plantele ne ajută extrem de mult când vrem să facem prevenție. Așa că ele nu ar trebui să lipsească din casa niciunei persoane, pentru că dacă le luăm ca aliați, reușim să avem o sănătate optimă. Am înțeles. Și să căutăm cele mai bune surse. Așa este, sursa, calitatea și a alimentelor, dar și a plantelor, trebuie să fie una excepțională, pentru că doar alimentele și plantele care sunt de o calitate bună au substanțe active care ne pot ajuta. Bei ceaiuri de plante zilnic sau rar? Eu la ceaiul nu apelez foarte des. Apelez mai rar acum, în perioada iernii, da, le consum frecvent, însă prefer atunci când vreau să completez cumva alimentația sau vreau să previn anumite probleme de sănătate sau, în cazul meu, pot să spun și să tratez, pentru că știm foarte bine acest domeniu, uneori pot înlocui în ceea ce mă privește medicamentele cu plantele, apelez la suplimente mai puternice, mai concentrate, pentru că doresc să văd un efect mai puternic. Asta și pentru că, repet, în spatele fitoterapiei este o întreagă știință și dacă vrem să folosim plantele în concentrație mare, este bine să cunoaștem această știință sau să apelăm, bineînțeles, la cineva care ne poate îndruma. Mulțumesc foarte mult, Maria, pentru seara aceasta, doamnelor și domnilor. Mulțumesc. Trebuie să ne apropiem mai mult de plante, de leacurile acestea, așa zise băbești, dar nu sunt leacuri băbești, sunt chiar lucruri importante, pentru că de foarte multe ori superficial ne tratăm, luăm pastile după ureche, unele dintre ele pot face rău. Trebuie să ne reîntoarcem la lumea aceasta naturală, a plantelor, a legumelor, a fructelor și, așa cum spunea Maria, de sezon, nu? Astea sunt de sezon. Așa este. Mărturisesc, mi-a plăcut foarte mult cireșele în perioada asta, cireșe minunate. Cireșele sunt excepționale pentru rinic și vișinele la fel, așa că dacă putem să facem o cură în această perioadă, este binevenită. Mulțumesc frumos, mult succes în activitate. Mulțumim pentru lecția de fitoterapie pe care ne-a dat-o în seara aceasta. Doamnelor și domnilor, aceasta a fost știrea cea bună în această seară. Mâine seara de la ora 9 vă așteptăm direct la Din Cărțile Lumii. Sâmbătă la ora 2 proiectul Restart. Nu uitați, cred că o variantă bună pentru viața dumneavoastră este să urmăriți postul la 7 TV. La revedere!
Acest program a fost oferit de Maurer Imobiliare.